Vă propun un proiect, Poveștile muzeelor. Clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. E plăcut să ascultăm povești. În jurul nostru, peste tot, sunt povești care așteaptă să fie descoperite. Unele au dispărut, altele mai pot fi aflate. Muzeele sunt spații care adăpostesc povești. Fiecare muzeu reprezintă o poveste, poate chiar mai multe. Sunt povești despre oameni și fapte. Pentru că știu că viața noastră înseamnă și cunoașterea trecutului, vă invit să participați la o activitate de învățare cu caracter recreativ. Pașii activității sunt 1. Provocarea, 2. Acceptarea, organizarea, 3. Ieșirea la muzeu, 4. Realizarea proiectului, 5. Prezentarea, 6. Evaluare, feedback, 7. Expoziții. 1. Provocare. Dragi elevi, pentru că fiecare muzeu reprezintă o poveste ce merită a fi descoperită, ieșiți din case și alegeți să petreceți un timp plăcut într-un muzeu, învățând lucruri noi, descoperind istoria și cultura. Important! Acesta nu este un proiect pentru realizarea căruia să selectați doar informații de pe internet. Obligatoriu este să fie realizat în urma vizitării fizice a unui muzeu. 2. Organizare. Ajuns la muzeu, ascultați atent. Luați notițe. Vă veți poza în fața muzeului și cu muzeograful dacă e de acord. Întorși acasă, realizați un afiș pe foaie A4 sau apelând la Canva, în care să evidențiați următoarele elemente. Numele muzeului și localitatea, care este povestea transmisă, ce prezintă muzeul, ce mi-a plăcut cel mai mult, de ce. Altele, gânduri, aprecieri, fotografii cu voi acolo, la muzeu. Nu mergeți toți în același muzeu, casă memorială, mănăstire. Ieșirea la muzeu, prilej de învățare recreativă. Realizați proiectul fie apelând la o aplicație digitală, fie pe foaie A4. Scrieți întâi o ciornă, corectați-o. Apoi treceți pe curat, cu scris îngrijit, folosind culori și imagini, poze făcute de voi înșivă. Iată un afiș realizat de o elevă în clasa 5-a, utilizând Canva. Prezentarea proiectelor. La nivelul unei clase, necesar 2 ore. Pentru a fi un prilej bun de învățare, recomand pașii. Un elev prezintă proiectul, profesorul notează observațiile importante pe tablă, elevii notează pe maculatoare. Feedback, feed forward. Feedback. Elevi, elev. Clasa ascultă activ, ia parte la prezentare. Profesor, elev. Profesorul face remarci specifice, evită generalitățile. Feed forward, și profesorul și elevii dau idei pentru îmbunătățire. O propunere de evaluare, se întocmește o grilă cu criterii. Se poate adăuga punctaj. Mulțumesc!